o scrisoare pe care, cu profundă emoție, vă rog să o duceți și mai multe citare regelui Mihai. Majestății sale, regelui Mihai I al României. Prin această scrisoare ne adresăm majestății voastre, ca prieten al cetății, un om în a cărui inimă Alba Iulia pulsează în ritmul faptelor de glorie ale acestui neam și pe care Alba Iulienii îl numesc cu mândrie și onoare cetățean al cetății. Pentru cele trecute și prezente, dar mai ales pentru că avem certitudinea că viitorul va fi o înfrunare a zgândurilor înfăptuite împreună, ieri ca și azi, acum, precum odinioară, am dorit să vă mulțumim pentru că ne-ați fost întotdeauna alături în atingerea dezideraților nobile ale acestei țări. Prin grația și bunăvoința majestății voastre, în mod constant și cu nedesigurată dăruire, ați reușit ca într-o perioadă plină de neîncredere, într-o democrație tânără, plină de emoții efemere, să redați țării și românilor mândria și sentimentul unic de a aparține acestor locuri. Acest patrimoniu imaterial merită să fie redescoperit și perceput la adevărata lui valoare, mai ales acum, cu ocazia acestui eveniment special. Loialitatea, statornicia, tăria, răspunderea, iubirea, generozitatea, simbolurile casei regale au contribuit la păstrarea cursului firesc al vieții istorice și patrimoniului ancestral din orașul Unirii și au conferit un viitor solid. Nădăjduim că acest exercițiu de aducere a mintea evenimentelor ce s-au petrecut în urmă cu 90 de ani la Alba Iulia reprezintă, cu voia majestății voastre, un gest de prețuire pentru majestatea voastră în calitate de garant al neamului românesc și, în bună măsură, pentru toți românii. Suntem mândri că la Alba Iulia istoria este redată prezentului, acum și atunci.